Astăzi, la parastasul de 40 de zile de la moartea Ilenei Ciuculete, prietenii s-au strâns să o pomenească. Dumnezeu să o ierte, să o odinească. Ilara Ciuculete. Foarte trist. Soțul regretatei artiste a făcut un altar la mormânt din pozele și bustul Ilenei, iar mama plânge de dorul ei și se roagă să-i apară măcar în vis. Credeam că mă-i găsesc, dar nu mă-i găsesc. E ceva. Silvana Râciu, Rozica Petrea și Lidia Fecioru vin azi la Teo să ne arate ce lucruri le-au rămas ca amintire. A vizitat 70 de țări până acum și este un as în turism. Azi, la Teo, Răzvan Pascu ne învață cum să călătorim ieftin, dar și care sunt cele mai spectaculoase destinații accesibile tuturor. Celebrul țambalist Marius Mihalache vrea să părăsească România. Până să se mute în America, vine la Teo însoțit de toată familia. Cum au reușit copiii să-i distrugă casa, dar și detalii despre nunta care s-a petrecut chiar în urmă cu o lună, aflăm mai târziu. Sigur că da, păi atâta ne-a mai rămas. Mare, valuri, soare, mici, nici de cum cu gândul aici. Bună ziua, doamnelor, domnișoarelor și domnilor! Mi-ai adus aminte că trebuia să mergem împreună la unul dintre cele mai importante evenimente mondiale. N-ai zis tu că e doamna Liza Parai prietenă cu tine? Păi asta da. Capul mi-ai făcut. Când ți-a trimis invitația? Exact. Pe 23, când? Pe 24 era evenimentul. Desigur, păi ți-a trimis-o cel puțin zile. Să-mi aduci aminte, să-mi spui, iubito, vreau să-ți cumpăr o roche Marilyn Monroe, să asculti și tu, iubito, niște muzică Elvis Presley. Tu, iubito, iubito, mai ai și lecitina aia din frigider. Am cumpărat-o, da. La ce e bună lecitina? Am uitat. Te ajută? Păi da, asta e. Te ajută treaba în cazul în care nu uiți. Treaba e că până la urmă, colegul s-a dus și a uite, filmat nu pentru minte, mine. Să mă duc la mare. Nu mai bine ne ducem să vedem ce s-a întâmplat la evenimentul Lizei Panaici și până mergem și la mare. Te duci tu, eu am fost. Capadocia. Te duc și pe acolo. Ți-am trimis filmări, ți-am trimis. Să vedem, dar. Să vezi ce lume bună a fost acolo. Actrițe, nebunie. Marilyn Monroe. Go. Well, it's one for the money, two for the show, three to get ready now. Go, cat, go, but don't you. O lume de film, o poveste plină de feminitate, stil, eleganță și o călătorie în timp. Acestea au fost ingredientele magice ale noii colecții semnate Liza Panait. Curiozitatea noastră a fost să aflăm dacă vedetele chiar și-ar fi dorit să trăiască în acea perioadă. Ne întoarcem în anii 50, un tribut pentru Marilyn Monroe, pe muzica lui Elvis Presley. E unul dintre cele mai importante trenduri ale sezonului, în anii 50, și atunci am creat o poveste, de mult doream să facem o poveste dedicată lui Marilyn Monroe. Aș vrea ca în această seară toate să ne simțim un fel de Marilyn Monroe. V-ar fi plăcut să trăiți în acea epocă? Mi-aș plăcut foarte mult să trăiesc în anii 20 și în anii 50. Alte vremuri, alți oameni, altă societate, alt sistem, alt sistem de valori, dar asta este, să fim sănătoși și foarte bine că trăim și acum. Un tribut adus lui Marilyn Monroe, dar și lui Elvis Presley. V-ar fi plăcut să trăiți în acea epocă? Măi, sincer, eu sunt o curioasă și mie mi-ar fi plăcut să trăiesc în toate epocile, ca să văd cam cum este pe acolo. Mă simt foarte bine în epoca mea. Îmi pare rău că ea trece prea repede și în curând o să mă consider și eu într-o epocă trecută. Eu vreau să mă port îmbrăcată precum Marilyn Monroe, nu mă împiedică nimeni. Dacă vreau să am bucle ca ea, nu mă împiedică nimeni. Și dacă vreau să mă îndrăgostesc de un bărbat ca Elvis Presley, cine mă împiedică? Vreau să vă spun că ați nimerit exact omul care trebuia. Și de ce spun asta? Pentru că eu sunt atât fan Elvis, cât mai ales fan Marilyn Monroe. Și când spun că sunt fan Marilyn Monroe, înseamnă că sunt cu adevărat ceea ce se numește fan. Adică am, cred că, toate albumele fotografice care au apărut, toate cărțile. Iată, alături de ea este reclama făcută la Muzeul Figurilor de Ceară. Zici că este vie. Știți vreo mișcare de-a lui sau vreo schemă? O mișcare de-a lui?
A, nu trebuie să mai... A, e, asta, asta era. Nu? V-ar fi plăcut să trăiți în acea epocă, în anii 50? Da. Oricum, eu am venit într-o altă epocă, care nu e potrivită mie. Dar în perioada aia cred că aș fi vrut să trăiesc. Să revenim puțin la Marilyn și la accidentul celebru cu rochița cea albă. Ce ați fi făcut în situația aceea? Ce rochiță albă? Nu țin minte. Când a călcat ea pe acea gură de canal celebră și i s-a ridicat rochița? Dar că era roșie, nu era albă. Nu era albă, era albă. A lăsat memoria, normal. Ce ați fi făcut în acea situație dacă erați înlocuit? Ce să facă? Am o șucă. Yeah, yeah. Văd că deja a intrat în pielea personajului, Marilyn. Evident, am repetat două zile. Am pus costumul, m-am coafat, am codițele de duș făcute la ochi, am alunița. Deja am intrat în pielea personajului. Vreau să spun, alunița e acolo unde trebuie. Acolo unde e. Ție, personal, Manuela Hărăbor, ți-ar fi plăcut să trăiești în acea epocă, în anii 50? Da, mi-ar fi plăcut să trăiesc, pentru că femeia era mai feminină atunci. Așa, ipotetic vorbesc, că nu știu ce aș fi făcut sau cum ar fi fost. V-ar fi plăcut să trăiți în acea epocă? În anii 50? Băi, nu știu, cred că m-aș fi adaptat și atunci, că eu iau cumva ca apa, iau forma locului în care trăiesc și m-aș fi adaptat foarte bine pentru că perioada și perioada aceea puțin rubensiană, care femeile erau puțin mai, nu erau așa plate. Cu toate mai voluptoase. Mai voluptoase. Da, mi-ar fi plăcut foarte mult. Eu trăiesc și acum pentru că îmi caut modelele și acum le găsești dacă ești atent. Să vorbim puțin și despre Elvis Presley. Știți vreo mișcare de-a lui de pe scenă? Nu, asta o să vă arăt Ștefan Bălică Junior, pentru că îl iubesc, îmi place foarte mult cum se mișcă. V-ar fi plăcut să trăiți în acea epocă? În anii 50? Foarte mult mi-ar fi plăcut, sincer. Mult mai mult decât acum. E bine și acum, nu? Sunteți adepta rochilor acelea pompoase de seară? Pompoase nu, dar care să spună corpul valoare, da. Eu în general nu prezint rochia, ci ea trebuie să mă prezinte pe mine. Și mulțumesc, e ca și când aș fi fost acolo. Și eu sunt îmbrăcată, dacă ai observat, un pic de epocă. Am stârnit un scandal fără să vreau, dar mă bucur din suflet că l-am stârnit, pentru că m-am... Ca și îmbrăcă, eu încep să mă antrez când am văzut-o pe colega. Ai văzut-o într-o săptămână? Nu vrei să vorbim despre scandal? Da, ba da, tu zi de scandal că fac antrenam. Am adus o remisiune. Uite, lasă-mă să zic și eu că zic ceva frumos. Acum vreo săptămână am adus în emisiunea noastră pe Carmen Fit, cea despre care toată lumea spune că te slăbești într-o săptămână, poți să ai sau nu știu, într-o săptămână, 6 săptămâni. Dar într-o săptămână deja începe să se vadă. Da. Și au început oamenii să mă jure pe mine. Bineînțeles. Să fie primit. Da, bravo, Teo, că spui tu lucruri de astea. Nu știu, pile cunoștințe și relații. Noi ne-am gândit, bine, nu o cunoșteam pe Carmen înainte, acum o cunosc și sunt onorată, dar ne-am gândit să supunem unul dintre membrii echipei, deasupra oricărei suspiciuni, după părerea mea, ba chiar doi membri ai echipei, experimentului numit Carmen Fit. A început Oxy, colega noastră, antrenamentul de vreo săptămână. Pozele sunt făcute de Oxy și de noi, deci eram cu toți acolo. Pozele sunt făcute înainte și după. Haideți să vedem dacă e vorba despre un fenomen sau de muncă și atâta tot. Oxy. Teo Bursucu, a trecut o săptămână. Eu zic că m-am ținut de treabă. Sper că am fost un elev stilitor pentru Carmen Fit. Am norocul că vine de la Brașov în București, fix pentru mine. Și o aștept cu stres. Hello, hello! Bună. Ce faci, Oxy? Bine, te-ai încălzit? Nu te-ai încălzit? Nu. Ce faci? Haide!
Așa, direct la treabă? Păi da. Aoleu. Hai că am văzut pozele, deja se vede ceva. Se vede? Le-am dat și lor pozele, după 3 antrenamente și o săptămână, așa. De dietă, da. A, și le-am dat și o poză cu fața, pentru că deja lumea zice că nu sunt eu aia din poze și am pus o poză în care se poate. Ai arătat pozele și... Da, da, da. And I won't let you get my down, I'll keep getting up when I hit the ground door. Never give up, no, never give up, no, no. Ultima în spate. Bine, așa. Mamă, de ce? Ei, e greu, hai că astea sunt ușoare. Așa, hai. Jos, sus. Jos, 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 jos. Du-te, 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 du-te. Așa. Da, mă țin, promis, mă țin. 6 săptămâni, nu e ușor, dar mă țin. Promis, promis. Ăsta e cel mai greu exercițiu. E groaznic, e groaznic. Dar greu? L-am făcut. Mi se pare greu, dar l-am făcut, că are mea. Hai, mă. Hai, că nu sunt așa grele nici ăsta. Da, da! Zi. E foarte greu. Hai, mă, că nu e așa greu. Ăsta sunt antrenamente ușoare. Simți că mă descurc? Uite ce ai transpirat. Da. Uite să vedeți pe tricou, ca să vedeți că sunt eficientă totuși. Nu le fac doar pentru cameră, chiar am încercat să le fac pe bune. Mă descurc, ce da. Zici? Cu toate e loc de mai bine, dar ai văzut, te filmezi, îmi trimiți filmarea și corectăm, corectăm de la distanță. Ce mă mai așteaptă în următoarele 5 săptămâni? Păi ce te aștepte? Antrenamente mai grele. Mai grele? Păi normal, astea sunt așa de... Încă început. Vai de capul meu, mai greu de atât n-am crezut că se poate. Pe lângă antrenamentele de 3 ori pe săptămână, Oxy ține și un regim realizat special pentru ea. Să înțelegi cum e cu dieta. Da. Mi este atât de greu să mănânc și să gătesc, dar am învățat să gătesc. Și câteodată mi este atât de poftă încât, asta am văzut-o la Kim Kardashian afară, îți vine să mănânci o bucată de pizza din farfuria omului și după aia s-o spui, să nu mă cerți, să nu... Câte calorii poate să rămână pe limbă, știi? Adică măcar să simt da, gustul, da, da. Deci este incredibil cum îmi lipsește și mâncarea. Carmen s-a apucat și Oana de treabă. Da. Ea cum merge? Păi a făcut un singur antrenament, a zis că dieta e ok, n-are nicio problemă. Așa arată primul circuit. Sunt fleașcă, am cedat, mai am 2 sau 3. Data viitoare o iau și pe ea. Da. Să vedem ce bine, faci. Bine. Scoate untul din noi, asta facem Teo Bursucu, vă pupăm. Vă pupăm și vă ținem la curent cu rezultatele. Oxy, tu să fii liniștită, toate fetele din echipă am intrat în reparații capitale. Vrem să arătăm super fit la mare, vrem să facem figuri, fițe. Eu m-am dus la estetician. Ce, înțelegi? Oxy și Ioana s-au dus la muncă, eu m-am dus la înfrumusețare. Că am zis, mă, la o babă, ce pot să fac cu o babă? Să fac atracțiuni? Nu poate. Dar la ce trebuie să colega? Vrei să pleci în vacanță? Vreau să fac 20 de ani.